Mina Petrila a intrat în linie dreaptă în ceea ce privește scopul pentru care a fost creată acum un secol, iar clădirile, o parte dintre ele, vor rămâne în picioare. Urmează doar să treacă perioadele pentru finalizarea actelor, iar din iarnă petrilenii vor putea să meargă la primărie în fosta incinta minei. Asta și pentru că locația va fi pusă mult în valoare în acest loc. Voi face demersuri pentru ca primăria să fie mutată în sediu administrativ, pentru ca clădirile care sunt introduse în patrimoniul național să poată fi puse în valoare și tot perimetrul minei Petrila să nu devină o ruină sau un loc părăsit. Cei de la Societatea de Închideri de Mine din Valea Jiului sunt de acord cu astfel de idee și chiar o vor sprijini. Mai mult, directorul general chiar vede care clădire s-ar și preta unui astfel de scop. Din punctul meu de vedere este sediul administrativ. Clădirea administrativă, clădirea birourilor minei Petrila ar putea, poate cu costuri minime, să fie cum să redată comunității locale și să poată să o adapteze pentru diferite sedii de birouri sau pentru o activitate anume. Vechea construcție de la intrarea în Lonea, în care a funcționat primăria până acum, va ajunge pensiune turistică, sau cel puțin acesta este planul administrației. Am spus că voi scoate la licitație un parteneriat public-privat pentru a transforma primăria, sediul primăriei de aici, într-o pensiune locală. Mai mult, localnicii sunt primii care vor câștiga din rocada de clădiri. Noi avem la momentul ăsta serviciu taxe și impozite în partea de jos a orașului. Oamenii trebuie să facă curse între primărie și taxe și impozite atunci când vor să-și obțină anumite acte unde trebuie să plătească taxe. Vin cu cerere aici, trebuie să meargă jos să plătească taxe. Consider că va fi mai benefic, adică orice cetățean sau orice solicitare a cetățenilor poate fi rezolvată într-un singur sediu și nu va fi nevoie să-i plimbăm între două sedii ale aceleiași instituții. Mina se află la intrarea dinspre Petroșani în Petrila, în timp ce actuala primărie este amplasată la aproximativ 5 km la ieșirea din localitate. În plus, primarul nou ales spune că va accesa fonduri europene pentru ca vechea clădire să fie transformată în pensiune turistică.